O tânără și-a luat la bătaie iubitul în fața unui club din Mamaia, nu înainte însă de a se închina mai întâi. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. O tânără s-a închinat, apoi a început să-și bată iubitul în fața unui club din Mamaia. Femeia poate fi văzută în timp ce își face câteva cruci înainte de a se năpusti un potop de palme asupra iubitului său, care a încasat liniștit loviturile și s-a dat doar mai în spate, în tentativa de a scăpa de accesul de furie al iubitei sale, a scris replica de Constanța. Incidentul a avut loc în fața unui cunoscut club din Mamaia Nord, iar imaginile au făcut de liciul martorilor, devenind apoi viral pe rețelele de socializare. Nu se cunosc motivele pentru care cei doi s-au certat. Tânăra și-a bătut iubitul în fața unui club de fițe din Mamaia. După o discuție aprinsă, femeia i-a dat câteva palme peste fața bărbatului după ce s-a închinat de câteva ori înainte. Tenule, curate multe, i-am doamne prostul din curte. Și mildul a combinat să-i cadă un fer în cap, măi. Of, mama, mama.